Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră în funcție de varianta pe care o veți alege în mod intuitiv și anume varianta numărul 1, cea cu această pietricică și varianta numărul 2, cea cu această pietricică. Dacă nu ați avut timp suficient de gândire, vă rog să puneți pauză pe videoclip și să reveniți după ce ați decis ce variantă ați dori să alegeți. Haideți să începem cu cei care ați ales varianta numărul 1. Să vedem ce dorește persoana dragă să vă transmită dumneavoastră. Și avem primul mesaj. Este mai complicat decât pare, pentru că probabil e căsătorită sau are pe altcineva. Sau are anumite probleme financiare momentan și nu vă poate îndeplini toate dorințele așa cum și-ar dori. Te urmăresc pe rețelele de socializare. Poate este plecat undeva departe de dumneavoastră, poate sunteți la distanță unul de altul. Vreau să ne căsătorim, iată. Se pare că după ce își rezolvă problemele pe care le are, dorește să se îndrepte către dumneavoastră și să aveți o relație serioasă, de durată, iată, poate chiar o căsătorie. Cred că știm amândoi că este momentul să ne despărțim. Probabil că simte că dumneavoastră nu prea sunteți deschiși la dialog. Vă urmărește pe rețelele de socializare, de teamă să nu cumva să vă faceți alți prieteni și să vă uitați pe această persoană, dar se pare că dumneavoastră deja v-ați îndepărtat de dânsa, nu mai doriți să comunicați cu dânsa și poate își dă seama că într-adevăr e momentul să vă despărțiți. Chiar dacă și-ar dori o relație de durată cu dumneavoastră, își dă seama că sunt anumite aspecte, anumite obstacole care nu vă permit acest lucru. Nu, sunt foarte greu de depășit aceste obstacole. După cum spunea și această persoană, este mai complicat decât pare. Atrageți sufletul pereche. Dorința noastră de a găsi sufletul pereche se va îndeplini în curând. Wow, ce frumos! Iată, nu vă faceți griji. Chiar dacă poate această persoană nu era sufletul nostru pereche, în curând îl veți întâlni. Și iată, în curând veți avea o perioadă de interiorizare, da? Dumneavoastră veți dori să petreceți o perioadă singuri pentru a vă gândi ce este mai bine pentru dumneavoastră și ce vă doriți în continuare cu adevărat. Și la ce trebuie să renunțați pentru a fi mai fericit, fericită? Trebuie să renunți să mai cauți iubirea în alți oameni. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le faci mai tot timpul este să cauți iubire în oamenii din jurul tău. Învață să găsești această dragoste în tine, în sufletul tău, pentru că aceasta este cea mai frumoasă, cea mai pură și cea mai importantă. Foarte frumos mesajul. Nu vă mai bazați pe alte persoane să vă aducă fericirea. Fericirea e în sufletul dumneavoastră deja. Da? Priviți în inima, în sufletul dumneavoastră și veți găsi fericirea și țineți cont de faptul că în curând veți atrage sufletul pereche, da? Nu vă faceți griji. Haideți să vedem pentru cei care ați ales varianta cu numărul 2. Ce mesaj avem de la persoana dragă pentru dumneavoastră? Primul mesaj. Care este adevărul? Probabil că nu știe dacă o iubiți sau nu. Dacă aveți pe altcineva sau nu. Nu meriți dragostea mea, probabil că se lasă influențată de prieteni și de familie această persoană, pleacă prea mult urechea la ce spun cei din jur și în felul acesta poate relația între noastră și dânsa s-a destrămat. Alege înțelept, clar, se gândește că noastră veți alege pe altcineva și nu își dorește acest lucru, nu vrea să vă piardă. Nu te mai juca cu mine. Da, o persoană posesivă, vulnerabilă, îndrăgostită de dumneavoastră, dumneavoastră dintr-un motiv sau altul, poate din cauza că este un pic arogantă această persoană, după cum vă spune, nu meriți dragostea mea, dumneavoastră v-ați îndepărtat de dânsa, nu prea vreți să vă deschideți inima în fața acestei persoane de teamă de a nu fi rănit, rănită și bine faceți, trebuie să vă convingeți mai întâi că are sentimente pure, reale pentru dumneavoastră. Și atunci mai vedeți dacă merită dragostea dumneavoastră. Să vedem rețelele iubirii ce părere au. Iubire nouă, vă veți îndrăgosti în curând, dar se pare că veți lăsa în urmă această persoană, care oricum nu a știut să vă ofere atenția și afecțiunea dânsei atunci când trebuia. Și în curând veți întâlni o persoană care vă va face foarte fericit, fericită.
Sinceritate, wow, iată, veți avea o relație bazată pe foarte multă sinceritate, foarte frumos. Și la ce trebuie să renunțați pentru a fi mai fericit, fericită? Trebuie să renunți la gândirea pe termen scurt. Învață să stabilești obiective pe o perioadă mai lungă de timp. Nu uita că fiecare lucru pe care îl faci te poate ajuta să ajungi mai aproape de ce-ți dorești. Totul e să treceți la acțiune și să stabiliți clar ce vă doriți. Dacă ai nevoie de ajutor, nu ezita să ceri sfatul celor dragi. Iată, dacă nu vă puteți decide, sfătuiți-vă cu prietenii, cu cei dragi dumneavoastră și cu siguranță veți ajunge să luați cea mai bună decizie. Totul e să nu vă grăbiți. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă aștept cu mult drag pe viitor, vă doresc o zi minunată în continuare și la revedere!